Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat noua lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. 12 țări au intrat în zona roșie din cauza incidenței ridicate a cazurilor de COVID-19. Printre acestea Serbia, Estonia și Albania. Vestea bună este că Spania, Liechtenstein și Maroc au ieșit din zona roșie și au intrat în zona galbenă. În zona verde au intrat Finlanda, Malta și Andorra. Potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Serbia, Estonia sau Albania au intrat în zona roșie, iar Spania și Maroc au fost scoase, intrând în zona galbenă. În zona roșie au mai intrat Tunisia, Mauritius, Jamaica, Liban, Palestina, Belize și Suriname. În zona galbenă au intrat din zona roșie, în urma scăderii incidenței, Spania, Liechtenstein și Maroc. Din zona verde, în urma creșterii incidenței, Norvegia, Austria, Bosnia, Herzegovina, Luxemburg, Vietnam și Emiratele Arabe Unite. În zona verde, de au intrat Finlanda, Malta, Andorra și Saba. Noua listă intră în vigoare de duminică de la miezul nopții. Persoanele care vin din zona galbenă nu intră în carantină dacă sunt vaccinate împotriva COVID-19, au trecut prin boală sau prezintă un test PCR numai vechi de 72 de ore. Dacă o persoană vine din zona roșie, fie este vaccinată sau trecută prin boală, fie intră în carantină. Testul nu mai scutește de carantină. Măsura carantinei se aplică pentru 14 zile, dar rămâne valabilă și prevederea potrivit căreia dacă o persoană care face un test COVID-19 în a 8-a zi de carantină și rezultatul e negativ, poate ieși din carantină în a 10-a zi. Sunt scutiți de carantină copiii sub 6 ani fără condiții și cei cu vârste între 6 și 16 ani dacă au un test COVID negativ.